Filmările pentru Te Cunosc de Undeva de la Antena 1 au fost suspendate, iar vedetele se află în izolare la domiciliu pentru 14 zile. Este o decizie care vine după ce Marcel Pavel a fost infectat cu COVID-19 și a intrat în contact cu mai mulți colegi. Dintre vedetele de la Te Cunosc de Undeva, Marcel Pavel, Andrei Ștefănescu și Ozana Barabancea au fost testați pozitiv. Monica Anghel face primele declarații după ce a intrat în contact cu Marcel Pavel infectat cu COVID și este în direct cu noi. Bună ziua, doamna Monica Anghel, mulțumesc pentru că sunteți cu noi. Bună ziua! Ați făcut testul, a ieșit negativ. Explicați-ne. Da, am făcut testul la o săptămână după ce m-am întâlnit cu colegii mei și la mine rezultatul a ieșit negativ. Ați vorbit cu medicii, v-au spus că ar trebui să repetați testul? Nu, am vorbit cu medici, am vorbit și cu medicul meu de familie, cu doamna dr. Camelia Bruma, am vorbit cu medici și de la Matei Balș și au spus că este extrem de puțin probabil ca la al doilea test să apară ceva pozitiv, pentru că dacă ar fi fost ceva suspiciune, ar fi trebuit să apară în 5, maxim 7 zile. Având în vedere că eu am făcut testul după 7 zile de la ultima întâlnire pe care am avut-o cu colegii mei și a ieșit negativ, eu și familia mea suntem în afara oricărui pericol. Dar pentru că așa sunt legile, am hotărât de bunăvoie și nesiliți de nimeni să ne autoizolăm. Și rămâneți acasă 2 săptămâni? Nu, trebuie să rămânem acasă 14 zile din momentul în care am avut ultimul contact cu colegii mei. Ce vă spun ceilalți colegi? Ați reușit să vorbiți cu ei? Am reușit să vorbesc cu ei. Sunt bine. E bine într-un fel că au făcut această testare din timp, să zic așa. Sunt în regulă. Sunt supravegheați. Totul este în regulă. Nu ați avut simptome? Eu? Dumneavoastră nu ați avut simptome? Nu, absolut deloc. Nu, n-am avut niciun fel de simptom, dar mi s-a părut corect și nouă tuturor mi s-a părut corect față de ceilalți colegi de-ai noștri, față de oamenii cu care ne întâlnim, față de familiile noastre, să ne facem testul, să vedem exact despre ce este vorba. Credeți că dacă ați fi purtat măști la filmări, ar fi stat lucrurile altfel? Sincer să fiu, nu știu. Nu pot să spun lucrul acesta, pentru că, după cum se pare, acest virus este extrem de dificil, pentru că, iată, Marcel a fost infectat, eu nu. Deși am stat aproape tot timpul împreună, nu? Au participat? Deci e foarte, foarte ciudat. Nu știm exact cum funcționează. Nici medicii nu știu exact cum funcționează. Ăsta este și motivul pentru care ni se spune tot timpul să ne spălăm, să stăm la distanță, să purtăm măști și așa mai departe. Da, la filmări. Nu poți să te duci să porți mască. Nu? Că n-ai cum. Au participat mulți oameni? N-ai cum să faci personaje cu masca pe față. Că este exclus. N-ai cum. Au participat multe persoane la filmări? Nu știu exact să vă spun câte persoane erau. Nu le-am numărat, evident. Da, eram noi artiști, erau cameramanii, dar sigur că toată lumea, adică toți, pe toată partea tehnică, producția și așa mai departe, toată lumea a purtat măști. Nici nu putem să dăm vina pe cineva, Doamne ferește, că este absurd să dai vina pe cineva că, Doamne, a venit cu tare cu virusul. Astea sunt fantasmagorii și vehiculări de prost gust, ca să spun așa. Și ar fi fost... Mai ales să dai vina pe un om într-o situație de genul ăsta, mi se pare aberant. Asta este, se putea întâmpla oricăruia dintre noi, se poate întâmpla oricărui om de pe planeta asta, că nu e vorba de o situație care este doar la noi în țară, nu? Și ar fi fost dificil, spuneți, să fi purtat mască de protecție atunci când ați filmat? Nu ar fi fost dificil, este imposibil, nu ai cum să faci un personaj și să spui mască de protecție, nu ai cum. Nu poți să cânți cu mască, nu ai cum să faci lucrul ăsta, este... Nu se poate. Nu se poate. Este ca și când intră un medic chirurg în sala de operație și îl pui să opereze cu bricheta.
Filmările au avut loc pe parcursul mai multor zile. V-ați întâlnit de mai multe ori sau în mai multe zile? Noi am apucat să filmăm 2 zile, atât. Marcel Pavel, cum vă părea la filmare? Spunea că se simte rău, a și declarat de altfel că nu era ok, că nu se simțea în regulă. El a spus că a răcit din cauza aerului condiționat. El este sensibil la aerul condiționat și, într-adevăr, în cabină la noi, aerul condiționat a funcționat non-stop, cât am stat noi acolo, și era un pic cam răcoare. Eu, pe mine, de exemplu, nu mă deranjează aerul condiționat, dar, într-una din zile, chiar și mie mi s-a părut un pic cam răcoare. Și îmi imaginez că asta... Sigur, aveam telecomanda la îndemână și stăm să-l oprim. Da, asta este. Îmi imaginez că a stat aproape unii de ceilalți, dumneavoastră, Marcel Pavel, doamna Ozana, da, doamna Bancea. Da, bineînțeles, de asta vă spun că este un virus foarte ciudat. Repet, eu am stat cel mai aproape de Marcel și cu toate astea eu nu am niciun fel de problemă. Deci, repet, testul la mine a ieșit negativ și nu sunt asimptomatică. Pentru că a fi asimptomatic înseamnă că testul ți-a ieșit pozitiv, dar că nu ai simptomi. Deci că ești purtător. Deci eu nu sunt nici purtător, nici asimptomatic. Da? La mine testul a ieșit negativ. De la filmare... Chiar am publicat puțin mai devreme, am pus pe Facebook și pe Insta Story la mine și pe Instagram, am pus testul ca să vadă toată lumea că eu nu mint. Mai ales într-o situație de genul acesta. A fost o televiziune care a spus că sunt suspectă de COVID, ceea ce mi se pare ieșit din comun. Deci nu am cuvinte să calific o asemenea știre, mai ales în contextul actual, în contextul în care toată omenirea, da, este îngrozită de această mizerie, de acest virus COVID, da, pentru că nu se știe cum se ia, de cine poate să-l ia, de ce să-l ia și așa mai departe. Și tu să arunci o asemenea bombă despre un om, indiferent de persoană publică sau nu. Nu se poate așa ceva, este inadmisibil. De la momentul filmării și până astăzi au trecut zile bune, 7 zile, oare? Mai mult de 7 zile. Mai mult de 7 zile. Da, da. Vreo 10. Repet, cu medicii cu care am vorbit eu, pentru mine și în ceea ce mă privește pe mine, toți mi-au spus că nu există niciun risc. Dacă aș fi făcut, să zicem, testul imediat după a doua zi, să zicem, după ce am avut întâlnirea cu colegii, ar fi existat posibilitatea să iasă pozitiv. Dar după ce l-am făcut, la 7 zile după ce m-am întâlnit cu ei, este exclus ca eu să am acest virus, de fapt, că nu l-am avut niciodată. A stat alături probabil și de doamna Ozana Barabancea, pentru că și dânsa are COVID-19. Da, am stat cu toții. Da, da. Dânsa părea că are simptome sau v-a spus că nu se simte bine? Nu. Și cu Andrei Ștefănescu ați interacționat și el are coronavirus. Bineînțeles, am stat cu toții în aceeași cabină. Marcel Pavel se temea că ar fi vorba despre o banală răceală. Se temea că a răcit de la aerul condiționat. Păi el a fost la doctor și medicul care l-a consultat i-a spus că are o dublă pneumonie. Acesta a fost inițial, deci a fost la 2 medici. Prima dată i-a spus că are o sinuzită, primul medic. Al doilea medic i-a spus că are o dublă pneumonie din cauza sinuzitei, da? Pe care le-a făcut acolo și a fost testat și a ieșit pozitiv. Cu Marcel Pavel ați mai vorbit de când a fost diagnosticat pozitiv cu doamna Barabancea? Ce vă spun? Marcel se simte din ce în ce mai bine, este ok. Cu Ozana n-am apucat să vorbesc nici cu Andrei. Dar cu Marcel vorbesc. Cu Marcel vorbesc de 2-3 ori pe zi. După ce veți ieși din această perioadă de izolare, da, vă va fi teamă să mai mergeți la filmări? Se va schimba ceva în viața dumneavoastră? Din punctul meu de vedere nu se va schimba nimic, pentru că spunea la un moment dat cineva, dacă nu mă înșel, chiar unul dintre medicii de la Matei Paș, că va trebui să învățăm să conviețuim cu acest virus. Nu putem să ne închidem în casă. Noi, din nefericire, noi artiștii, trăim din proiecte de televiziune, din concerte. Bun, concerte nu mai sunt. Dacă nu mai sunt nici proiecte de televiziune, noi din ce ne plătim facturile și din ce trăim? Ce ar putea urma? Ce ar trebui să se schimbe?
ce ar trebui să se schimbe. Nu știu. Nu, mi-e greu să spun eu ce ar trebui să se schimbe. Nu știu. Adică nu știu în ce măsură ar mai putea avea loc filmările la care participați și cum s-ar mai putea desfășura. Probabil că se vor desfășura, pentru că în momentul în care toți vor fi în regulă, nu văd de ce nu am putea să ne continuăm proiectul pe care l-am început. Nu? Dacă eram inconștienți sau dacă cei de la Antena 1 ar fi vrut să ascundă totul sub preș, n-ar fi hotărât să mergem să ne facem cu toții testul. Adică oamenii au fost foarte transparenți, și-au asumat toată această întâmplare și au spus ok, haide să rezolvăm problema, să o remediem și toată lumea să fie în regulă ca să nu fie niciun fel de problemă.